Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Asta, un pensionar din Mureș e în greva foamei, în semn de protest față de locul de joacă care este în fața casei lui și îl deranjează. De 5 ani de zile, scrie Adevărul, domnul Alexandru Găzdac se luptă cu scrânciobul, cu leagănul, cu toboganul din scoar, a scris petiții, sesizări, reclamații către instituțiile statului cerând să fie desființat locul de joacă, dar n-a avut succes, e deranjat de gălăgia pe care fac copiii. Ce vremuri trăim. Pe vremea mea, bătrânii deranjați aruncau cu apă fiartă. Așa e. Spărgeau mingea. Cred că fiecare scară de bloc avea câte un bătrân de genul ăsta care ne făcea greutăți. Păi, aveam o doamnă la bloc, era singura care ne lua mingea și o și tăia, o spărgea, știi? Ceea ce era, că știi că nu le găseai atunci. Ce răutate! Serios? De fiecare dată, doar mai sărea mingea în geam, mai stătea la parter, știi? Apă fiartă, flăcări, bombe, asta înțelegem, dar să taie mingea. Da, ne-a tăia mingea. De vreo două ori ne-a tăia mingea, eram tare supărați. Da. Noi aveam cireși pe stradă. 1, 2, 3, 3 cireși. Un cireș de la, cu cireșa mare, galben, roșii. Mamă, era nebunie. Și stătea, se creștea deasupra unui garaj. Și te duceai și te așezai pur și simplu întins pe garaj și nu făceai decât să întinzi mâna, să ridici mâna și să apuci cireșele. Da, cu era garajul. Da, dar se făcea totul într-o liniște teribilă, pentru că vecinul care avea cireșul respectiv, mama, arunca cu toate prostiile în noi să ne gonească de acolo. Mai era o doamnă în curtea căreia, o doamnă în vârstă, B3. Aveam mai multe doamne în vârstă care se chemau B1, B2, B3, până la B9 mergea. Nu o să explic de ce acum, dar înțelegeți. Așa. Și doamna avea un cireș în curte care nu făcea nici măcar nu făcea cine știe cireșe gruzave. Doamna asta arunca cu apă fiartă. Băi, ești nebun? Băi, da. Și niciunul dintre acești vecini nu culegea cireșele, mă, din cireșii respectivi. A, deci voi voiați, de fapt, să-i ajutați. Da, noi aveam... Nu neapărat că vă plăceau cireșile. Ai naibii, deci nu culegeau cireșele, dar nici nu ne lăsau pe noi să mâncăm. Na, așa, lipsă de respect față de o mână de ajutor. Și mai era singurul cireș în care se putea urca. Era în curtea unui vecin de-al nostru, de vârsta noastră. Avea un cireș mare. Întâmplător era un teren în spatele casei, ceva foarte rar pentru cartierul respectiv. Și acolo creștea un cireș mare, bătrân. Mă, făcea niște cireșe nebunitor de bune. Și toată povestea s-a terminat când ne-am urcat prea mulți în cireș și s-a rupt jumate din el. Da, n-a pățit nimeni nimic. Dar, bă, săracul, vecinul nostru, mă rog, cred că aveam 7 ani, 8 ani cu toții, Cătă îl chema. Mamă, și-a furat-o de la tasul atât de rău, pentru că n-a avut grijă să ne lase să ne urcăm ordonat în cireș, da, și ne-am urcat prea mult și am rupt cireș și a fost ceva îngrozitor, bietul de el, mi-e milă de el. Dar oricum acum înțeleg de ce să așa scumpe cireșele când apar, că uite, văd că sunt oameni care au pasiuni puternice, pentru că ai descris aici tot soiul de cireșe, amare, alea erau excepționale, alea nu erau cine știe. Da, nu erau, alea erau mai timpurii, așa, nu erau grozave, dar în fine asta. Noi aveam o vecină, spune cineva, care a sudat cuie întoarse în gratiile de la geam ca să ne spargă mingea, stătea la parter. Băi, că m-am mutat în cartierul ăsta, unde stau deja de 10 ani, în fața casei, peste drum, da, era un loc de joacă. Și făceau gălăgie, dar asta e, adică niciodată nu mi-aș fi... Păi, ăștia sunt copii, fac gălăgie, ce să faci acum? Să tai mingea, să sudezi cuie, băi, oamenii sunt nebuni pe mâine. Uite ce zice domnul Găstac. Asta măcar da, se manifestă solitar. Da, iar greva foamei nu deranjează pe nimeni. Zice, am devenit un proscris. Nu că, ci că sună la poliție. Se plâng copiii. Aceste sesizări. Da, că ne amenință că sună la poliție și se preface că sună la poliție și uneori chiar sună la poliție. Zice, am devenit un proscris și în fața lor, adică a copiilor, și în fața autorităților. Pentru că mi-am cerut liniște, atât. Dar nu am cerut nimic, am cerut doar liniște. Dacă aș mai avea o lună de liniște înainte de moarte, să văd că ăsta nu mai e aici, ăsta, adică locul de joacă, și să nu mai aud gălăgia, aș fi cel mai fericit om din lume. Să-i punem cineva săracului în termopane, că-l înțeleg? Asta mă gândeam și eu, dacă îi pui un geam de la calumea, te ajută. Nu, dacă e liniște în cartier și se face gălăgia acolo în fața ferestrei, nu te ajută prea mult termopane, poate ești mai sensibil. Abar n-am. Și asta e drept. Da, deci disperat domnul Găzdac anunță că nu mai mănâncă acum. Și poate el lua... Hai să nu râdem de că poate omul chiar e supărat, asta e. Primarul din Târnăveni, domnul Sorin Megheșan, declară reporterilor Antena 3 următoarele, citez: în ultimele două luni
Domnul Găzac a venit în fața primăriei și a afișat o pancartă pe care scria: desfințați locul de joacă, jos dictatura, respectați drepturile omului. Dictatura copiilor. Păi, da. Deci greva foamei și manifestanții în fața primăriei. Serios, cum ar putea fi rezolvată? Loc de joacă. Cum ar putea fi, serios acum, deci cum ar putea fi rezolvată problema domnului Găzdac și lăsați și copiii să se joace? Că nu poți să-i trimiți la marginea comunei să se joace acolo sau păi, orașului sau... Respectăm orele de liniște. Da. La prânz și după o anumită oră. După o anumită oră, oricum, copiii dorm. Da. Deci prima dată când au... Eu vă spun că România s-a schimbat atât de mult. Adică e prima dată când aud că în România cineva face greva foamei, nu pentru, cum să spun... Corect. Da, să... În ceva dramatic. Dramatic, cum se făcea în anii 90 greva foamei. Cineva face greva foamei să se mute locul unde joacă al copiilor. Este de evoluția. Da, exact. First world problems. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.